pentru că suntem la Radio de Bine, vreau să te întreb, din punctul de vedere, care sunt trei lucruri de bine de care are nevoie folclorul românesc. Să nu-l pierdem, să nu-l lăsăm deoparte. Păi, avem nevoie de oameni de bine care să asculte folclorul. Excelent. Să nu se îndrepte înspre alte genuri muzicale. Avem nevoie de profesori foarte buni și avem nevoie de tineri care să îndrăgească muzica populară. Tineri care să-și îndrepte pașii înspre folclor, înspre tradiție, înspre costumul popular. Ca să nu uite cine au fost strămoșii noștri și să nu uite ceea ce ne reprezintă pe noi.